Sala sporturilor din Târgoviște va găzdui în perioada 21 decembrie-22 decembrie 2012 gala de box amicală Centura Chindiei. Evenimentul a luat naștere din inițiativa directorului clubului sportiv Târgoviște Ciprian Prisăcaru împreună cu antrenorul Gheorghe Stan și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret. Prin acest eveniment se dorește ca boxul să fie pus pe harta competițiilor sportive desfășurate în Târgoviște, devenind o tradiție pentru următorii ani. Acest proiect are ca scop susținerea acestui sport și sprijinirea celor care vor să facă performanță în box. 1 și sâmbătă pe 22 la ora 11 la sala de box va avea loc cântarul, la ora 12 ședința tehnică la sala de ședință de la sala polivalentă, iar la ora 17, orele 17, începe competiția. Vineri. La competiție vor participa 100 de sportivi din cadrul a 11 cluburi. În luptă se vor angrena categoriile de copii, cadeți, junior, tineret și senior. De asemenea, se așteaptă și noul președinte al Federației Române de Box, Leonard Doroftei. Box Club Simion, București, Metrorex București, Dinamo București, Clubul Sportiv Muscel Câmpul Lung, Dacia Mioveni, CS Slatina, CSM Slatina, CS Târgoviște, CSM Târgoviște, Prahova Ploiești, maestru Titi Tudor, cel care l-a descoperit pe Leonardo Roftei, și încă un club din Slatina, Comtech Slatina. Sunt 11 cluburi, sperăm să fie prezent și președintele, noul președinte al Federației Române de Box, în persoana domnului Leonardo Roftei.